pornit scandalul la nunta fiicei dumneavoastră. Așa, pe data de 9 octombrie am organizat nunta fiicei mele la restaurantul Regina Nopții. În jurul orei 3 dimineața cânta Florin Salam. Noi n-am mai stat la ușa acolo. Toată lumea era în extaz, dansa, se distra, frumusețe mari. Au apărut 3 indivizi pe nume Rașpă, Ciprian și Puf, care vroiau să-i cânte lor Salam. Atunci, în momentul acela, le-am luat și le-am spus, le-am rugat frumos, am oprit muzică și i-am rugat frumos să iasă afară. Ei nu vreau și nu vreau. Deci i-am luat așa, mai pe așa, vă rog frumos să ieșiți afară. Te chemase fata dumneavoastră, girele? Nu, erau neinvitați. Nu invitase nimeni. Chiar asta le-am spus. Sunteți neinvitați, nu vă invita nimeni, vă rog frumos să ieșiți din restaurant. Ce-au făcut? Ei înjurau în continuu, noi n-am vrut, că vă dați seama, 200 de persoane, dacă vroiam, ce le făceam? N-am vrut, că am vrut să ne continuăm distracția lui, pur și simplu. Deci mai mult îmbrânciți au ieșit afară. Pe la jumătatea curții restaurantului au scos o sabie din tufiș și au început să o fluturi printre invitații. Da. Ați înțeles? La un moment dat am ajuns la ieșirea curții cu ei împingându-i. Da. Împingându-i. Și celălalt la fel. Avea tot o sabie era. Am mai scos una. Două sabii din tufișuri, da. La un moment dat am ajuns, i-am dat afară din curtea restaurantului și la poarta restaurantului am tras poarta și am vrut să trag și pe cealaltă să închid să pun zăvorul. Dar s-a suit la mașină unul dintre ei, cred că Rașpă, după zisele celor azi care îl cunosc, eu nu-i cunosc, sunt niște copii, s-a suit la volanul mașinii și a intrat în curtea restaurantului, a zvârlindu-mă din fața porții cu mașina, uitați loviturile, deci nu pot să vă arăt. Da, uitați lovituri, capul, vă spun, am dureri cervicale și absolut totul. A dat cu mașina peste mine pur și simplu și a intrat în lume. Celălalt, deci ăsta îi făcea loc cu mașina. Și celălalt cu sabia dădea unde a apucat. A dat în băieți, a dat în Cătălin, a dat în Bârsan, l-a luat pe mașină, a dat în Paris. Deci a dat în mulțime, pur și simplu a dat în mulțime. S-au suit în mașină și au fugit în trompă. Au fugit. Atunci fiecare și-au luat răniții, i-au dus la spital, a venit și salvare, a venit și poliția și asta a fost tot. Vreau să-mi spuneți cum ați ajuns să aveți rănile la cap și la mână. În momentul când am ieșit afară și era toată lumea drumărată acolo, că tot când era sub scandalul și așa, am văzut o verișoară mea tot mai în fund acolo, cum era, să închidă poarta și în momentul ăla a intrat cu mașina, exact ca în niște oi, a intrat cu viteză mare. Eu când am văzut verișoară căzut, am zis că e nevastă, nu știu că e verișoară mea. Și în momentul ăla când m-am dus să mă duc spre ea, mașinile deja făceam manevrele înainte, înapoi, eu m-am dus să mă ridic. Când am văzut că e verișoarea mea, atunci am început să dea cu sări. Am fost 13 copii numai aici. Asta înseamnă, da, e de sabie. Dacă și asta sunt zgârieturi, înseamnă că și aici, dacă dădea un pic mai tare. Și acolo aveți tot copci? Tot, aici am 9 copci și plus și capul. Arătați-ne la cameră. Da. În care nu e zgârieturi, cum fac să spună. Ați reușit să-l identificați pe cel care v-a tăiat? Îl cunoașteți? Cunoaștem, normal. Ciprian știu, de altceva nu știu. De la ce ai urma aceasta? Asta? Da. De la niște lovituri care nu pot să-mi dau seama. Pietre, bolovani, ce a fost în seara respectivă. În curtea restaurantului? Nu. Noi am fost la ei acasă după aceea când a fost jandarmii. Și acolo a dat cu pietre în tine. Nu numai mine, în toată lumea.